justiția nu-și face datoria. Eu asta simt. Am simțit pe pielea mea, mi-a omorât copilul și chiar vă spun cu mâna pe inimă că se mușamalizează foarte mult în țara asta, în țara asta care, nu știu cum să vă spun, dar copilul meu nu va aduce nimeni înapoi. Și chiar suntem distruși. Bun găsit, domnilor și domnilor, da, e o tragedie, o tragedie care se putea preveni, pentru că statul, ca de obicei, ne arată că nu poate. Nu poate poliția, nu poate procuratura, nu pot judecătorii, nu pot magistrații. Și vreau să vă arăt, doamnelor și domnilor, în această seară, că în cazul acestui tânăr drogat, care provine din familia Pascu, și o să vă explicăm și cine este această familie, practic statul român este în aceeași reprezentare ca în cazul Beizadelelor de acum o săptămână. Vedeți pe ecran, da? Niște domni despre care am aflat ulterior că erau și recidiviști, unii pentru dosare de trafic de armament, atenție, adică o infracțiune extrem de gravă, se iau pe plajă la bătaie cu niște jandarmi. Jandarmii reacționează firesc și restabilesc ordinea. Ce se întâmplă cu procurorul de caz și cu judecătorul din acea mică judecătorie Mangalia? Eliberează, domne, că nu-i pericol social, nu-i pericol public. La fel se întâmplă, doamnelor și domnilor, în celula aceea din Mangalia și cu tânărul drogat. Pentru că o să vedeți, nu i-au reținut infracțiunea de consum de droguri în această decizie, această cercetare penală ajunsă deja la un judecător, făcută de către un procuror. De asemenea, știm foarte bine, poliția l-a oprit cu câteva ore înainte, mai precis cu o oră jumate. Avea în mașină jointuri, avea amfetamine. O lăsa să plece. Ei bine, o salut pe colega mea, Larisa Popa, înainte să-i salut pe invitați, să ne explice cum în aceeași celulă a statului român, pe care o plătim extraordinar de bine, mai ales în cazul magistraților, putem să greșim de două ori în mai puțin de 7 zile. Larisa, explică-ne în cazul tânărului Pascu cum au reușit procurorii să nu rețină consumul de droguri când și ministrul Predoiu și cred că toată lumea din țara asta știa că are cel puțin 3 opioide în sânge. Bun găsit, Andreea, doamnelor și domnilor. Eu sper să nu aflăm că este vorba despre aceeași procurare care i-a eliberat bombardierii pe care i-am văzut mai devreme. Una alta, cum au reușit? Au reușit simplu, fără să intereseze de absolut nimic, să aștepte, asta a fost decizia judecătoarei, să aștepte expertiza toxicologică, analizele de la medicină legală. Analize care știm că vor dura foarte, foarte mult timp, luni de zile, poate să dureze până când vom avea un rezultat în acest sens, în condițiile în care există un drug test care a ieșit pozitiv pentru Vlad Pascu, atât la cocaină, cât și la amfetamină, dar și la metamfetamină. Și l-am văzut, era vizibil cu ochiul liber orice om de pe planeta asta, în momentul în care a văzut imaginile cu tânărul Pascu, a spus fix același lucru, că se afla cu siguranță sub influența substanțelor interzise. Nu o spunem noi, este confirmat, iată, și de acest drug test al poliției. Dar judecătorul nu se mulțumește cu acest drug test, nu se mulțumește nici cu faptul că avea substanțe interzise în mașină, pentru că acele substanțe interzise au fost găsite la percheziția făcută de polițiști, da? Și decide să nu ia în considerare, iată, această acuzație. Îl lasă liber, vorbeai tu despre o complicitate a tuturor forțelor de ordine și eu aș pune întrebarea cine are pe conștiință acești doi tineri care au murit, acei trei tineri care au fost răniți și până la urmă a întregului grup care, în care acest individ a intrat. Pentru că noi am stat de vorbă și cu ceilalți care n-au fost răniți, dar care au rămas marcați pe viață. Prietenii lor efectiv au murit sub privirile lor într-o fracțiune de secundă fără să-și dea seama cei de acolo ce s-a întâmplat de fapt. Ulterior s-au trezit și au văzut că un tânăr teribilist de bani gata cu o supermașină
a intrat în ei și nici măcar nu a avut puterea, tăria, bunul simț să se dea jos din mașină după ce a produs această tragedie, să se uite să vadă ce a făcut. Nu, el visa păsări și vaci, că a intrat în păsări și vaci și de aceea a plecat. Aceasta a fost explicația. Și cu toate acestea, iată, acest tânăr nu are remușcări, nu are nimic, familiile mâine își conduc copiii pe ultimul drum. Copiii care aveau planuri, aveau o viață înainte să-și ducă la îndeplinire toate dorințele pe care și le formaseră în acești ani. Polițiștii lasă liber după o oră, dacă nu lăsau liber așa ceva nu se întâmplă. După o oră, da, Andreea, după o oră, după ce l-au ținut în secția de poliție, după ce l-au testat, după ce i-au verificat mașina, l-au lăsat liber și într-o oră, ce-a făcut Vlad Pascu? Într-o oră a mers în Vama Veche, s-a drogat, s-a urcat la volan. Dar avem vreo certitudine că nu era drogat și înainte? Nu cred, pentru că au fost cele două apeluri la 112 că pe stradă e o mașină care merge de pe sens pe contrasens. Așa este, la ora 12:40, la 00:40 s-a dat apelul la 112. Exact, era într-un fel. Nu la era... 20:40, exact. Când a fost testat doar pentru etilotest. Atât. Imaginile pe care le văd acum telespectatorii noștri sunt imagini de la momentul în care polițistul îl testează cu etilotestul, constată că nu este băut și îl trimite acasă. Da, asta se întâmplă. Adică e clar că ceva s-a întâmplat acolo și dacă l-ascultăm pe domnul Glugă, care este șeful IPJ Constanța, aflăm că el era în mașină cu alte două persoane despre care nu știm cine este identitatea acestor două persoane nu o cunoaștem, de aceea merg la domnul Cosmin Dorobanțu, pe care îl salut chiar acum, alături de invitații de aici din platou, Ciprian Purice, Bogdan Matei, PSD, Ramona Brunsil, Saur, Constantin Bușoi, PNL, și îl întreb așa, domnule Dorobanțu, fix aceeași celula statului formată din polițiști, procurori și judecători, lasă liber pe beizadelele acelea și acum ia un șofer tânăr care mergea când pe un sens, când pe celălalt, îi găsesc în mașină droguri, îl duc la secție și le liberează și el după mai puțin de o oră omoară doi tineri și rănește alți trei. Da, știți ce am observat într-un articol astăzi din presa scrisă? Toți am omis acel medicament care s-a găsit în mașina acestei beizatele drogate. Acel bromazepan care provoacă o stare de somnolență, practic mușchii lui nu mai răspund creierului și dă o stare de somnolență acută, ceea ce îl face practic incompatibil cu șofatul. O fi luat el medicamente care excitau creierul, acea metamfetamină, cocaină, dar în combinație cu acest medicament, bromazepam, care se eliberează doar pe prescripție medicală, face din creierul lui activ să fie și să se zguduie, iar mușchii și corpul să fie aproape paralizat. Păi de aceea a văzut păsări, nu oameni, de aceea a văzut animale, nu oameni, de aceea nici măcar n-a înțeles că a omorât doi oameni și a plecat mai departe. Da. Și atunci m-am dus... Am văzut iarăși, doamna Crețulescu, mesajul ministrului afacerilor interne, care a ieșit, a avut un discurs din care n-am înțeles aproximativ nimic. Sunt sătul de fapt că autoritățile statului iau măsuri post-factum. Nu, domnul ministru n-a luat nicio măsură. A zis că trimite corpul de control acolo, care să facă ce? Să constate că polițiștii au greșit? Da, au greșit. Cer eu scuze numele polițiștilor. Dar nu asta rezolvă. Corpul de control nu... Oare au greșit sau au luat șpagă? Pentru că asta am spus. Amănuntul esențial că băiatul ăsta era cu alte două persoane în mașină. Tatălui îl însoțea la mare. O să vedeți cine e tatălui. Poate era cu nepotul șefului inspectoratului județean Constanța. Poate așa, pentru că dacă tu ajungi într-o secție, dacă eu, dumneavoastră, doamna Brunsils, domnul Purici, ajungi într-o secție de poliție cu trei amfetamine în pastilă și trei jointuri în mașină, ea nu ne dau drumul, cred că o săptămână de acum încolo, nu așa, după ora. Nu, am fi fost pe arest și probabil că primeam și mandatul de arestare. Dar în cazul acestei beizadele care are legături până la rudele inspectorului de poliție al județului Constanța,
cum ați vrut să reacționeze acei agenți de poliție când te dă jos? Adică are pile, spuneți, până la domnul Glugă, care ne-a explicat astăzi cât de bine a fost. Dacă nepotul domnului Glugă este prieten de la cataramă cu această beizadea drogată, vă dați seama cam câte conexiuni și relații are acest drogat. Și acum înțelege, cum ajungi tu cu trei jointuri într-o secție de poliție și niște amfetamine găsite în mașină și aia îți dau drumul să pleci, că dacă ești cu ajunctul lui domnul Glugă, dar oare domnul Predoiu astăzi când a ieșit așa frumos în conferință, nu l-a întrebat pe domnul Glugă, nu era cu nepotul tu în secție și de-aia au dat drumul să plece? Ba, se ridică și întrebarea asta, este destul de pertinentă, iar știți cine nu a răspuns momentan și pe cine opinia publică și televiziunea nu trag la răspundere și niciun politician? Pe Bogdan Despescu, care conduce această poliție română de 8 ani de zile. El este direct răspunzător de faptul că poliția se află în starea degradantă în care este acum, cu lipsă de dotări, cu o poliție deprofesionalizată, cu un deficit atât de personal, cu politici deprofesionalizate. Sunt multe întrebări și o să le punem în ordine. Dar mai întâi vreau să vă arăt, să mergem pe procuratură. Domnul Viorel Gabriel Teliceanu este prim-procurorul parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru prima oară în cariera mea, și îmi asum ceea ce voi spune mai departe, și împotriva legii, am stat de vorbă cu acest prim-procuror să-l întreb cine este procurorul de caz în această speță a tânărului Pascu, ca să știm și noi cum n-a reținut consumul de droguri și a refuzat, a spus eu refuz să vă spun cine este, dar vă asigur că este cel mai competent procuror. Și eu am spus că în fișa postului oricărui jurnalist scrie următorul lucru, eu n-am cum să vă cred pe cuvânt. Cu atât mai mult cu cât toată lumea suspectează că este același procuror, mai precis o procuroare, care i-a eliberat pe celebrii bombardieri sau spuneți-le cum doriți dumneavoastră. Probabil că domnul Viorel Gabriel Teliceanu acesta, prin procurorul de pe lângă Tribunalul Constanța, se va ascunde în spatele GDPR-ului care îi permite să nu spună numele și prenumele unui angajat de la stat. Dar interesul public aici... Aici avem salarii de mii de euro, pensii de mii de euro și un stat eșuat, pentru că acel copil... tânăr, spuneți cum vrei, a fost lăsat pentru că avea pile, doamnelor și domnilor, să plece, drogat fiind. Și s-a dus și a intrat într-un grup de 8 tineri nevinovați care mergeau pe marginea drumului, nu pe trotuare, cum spun unii acum, domnule, era vina lor. Păi n-aveau trotuare că primarul nu făcuse trotuare. Bun, haideți să vă mai arăt ceva, pentru că este foarte, foarte important. Monica Tatoiu, ca să înțelegeți cine este familia, întrucât avocata tânărului, prima avocata tânărului, spunea vine dintr-o familie normală. Nu, nu vine dintr-o familie normală, vine dintr-o familie milionară, care a făcut afaceri fix pe partea aceasta de camătă, de afaceri imobiliare, de acele titluri litigioase. Monica Tatoiu s-a ciocnit direct de această familie. O să vă explice cine este în fapt. În majoritatea situațiilor care au dus la crime, la pierderi de vieți omenești, a fost vorba de niște produse ale unor familii care au încălcat la rândul lor legea. În cazul ăsta, familia tânărului, care e cel mai puțin responsabil pentru ce a făcut, este vorba despre tatăl și mama acestui copil, despre care vom afla tot mai multe pe măsură ce această lebădă neagră va scoate la suprafață multe lucruri despre cum a ajuns România în situația în care a ajuns. De ce ni se întâmplă ce ni se întâmplă? Familia Pascu, pe care am avut ocazia, nu s-o cunosc, cu care am avut ocazia să mă tem pentru viața mea, a familiei mele, este o familie despre care vom afla foarte multe dacă nu se va pune Batista Peța în bal. Toată povestea începe cu prefectul lui Can, care a retrocedat cam câteva mii de metri pătrați în pepiniera Bucureștiului și care au fost folosiți inclusiv pentru tranzacțiile domnului Dragoș Săbulescu, care a cumpărat
la rândul lui, plus Pascu, niște proprietăți care aveau nevoie de ieșire la bulevardul Nae Caranfie. Cam ce avere are această familie Pascu? Deci, când au început să cumpere din terenurile pe care prefectul lui Can, care a fost și trimis la pușcărie sau la, a fost condamnat, el a dat drept de proprietate unei doamne de vreo 92 de ani, care a, la rândul ei, nu știu dacă a știut că a moștenit terenurile respective. Anyway, și au cumpărat și Pascu și Dragoș Săbulescu. În momentul în care au vrut să dezvolte, au avut nevoie de ieșire la stradă, când aveau ieșire. Și atunci singurul loc prin care puteau să iasă era parcul Școala Herăstrău, care a fost atacat de zeci de ori. Da? Indiferent de cine era la putere, la primărie, la sectorul 1 sau la Palatul Victoria. De ce? De ce familia Tatoiu și-a riscat liniștea și sănătatea familiei? Pentru că nouă ne plac copacii, ne plac parcurile și ne place să trăim ca afară, da? Pe bune. Nu doar ca să arătăm că suntem lideri de opinie. Și pentru asta ne-a costat. L-a costat sănătatea pe soțul meu, s-a îmbolnăvit, ne-au costat sume imense de bani cu avocații. Pascu a fost cel care a încercat să își folosească terenurile ca să iasă pe bulevardul Caranfil. Și de unde avea bani Pascu acesta? Că era destul de tânăr la acel moment. Cred că avea vreo până în 30 de ani. Când m-a înjurat pe față cu copilul lui, care acum e problemele cu că au omorât oameni, copilul avea 3 ani. El, întrebarea mea este, pe care mi-am pus-o, este de ce, de unde a avut atâția bani. Am primit niște informații, urmează să le verific. Venea din Tulcea, unde se spune, voi jurnaliști ar trebui să aflați mai multe, că a făcut cămătărie până în 2005. Și cea mai bună metodă prin care poți să speli bani este să cumperi niște terenuri și să le vinzi și banii s-au spălat. Dar acești oameni îmbogățiți în tinerețe, ilegal, au creat niște copii care ucid în zilele noastre. Pentru că copiii nu sunt vinovați, sunt produsul familiilor care au fost obișnuiți să încalce legea și dacă ei au încălcat legea, copiii fac același lucru. Asta e marea problemă. Și nu e singurul. Și mi-este foarte teamă că acest copil va scăpa, pentru că părinții, țineți minte ce vă spun, părinții au bani să-l salveze. Și instituțiile din România ne-au demonstrat, judecători, magistrați și așa mai departe, polițiști, că totul se poate cumpăra în România. Da, asta suspectează și familiile victimelor, că acest caz se poate mușamaliza. Iar exemplul perfect este că procurorul a uitat să treacă în seama acestui tânăr infracțiunea de consum de droguri. Luis Lazarus, anchetator, investigator în ale jurnalismului, este chiar acum în direct cu noi. Bun găsit, Luis! Crezi în această percepție? Adică vor avea curaj să mușamalizeze, pentru că atunci când tânărul a ajuns la poliție, poate însoțit de o rudă a șefului IPJ Constanța, a fost lăsat să plece, deși avea asupra sa pastile din acelea amfetamine, avea jointuri, avea tot. Bună seara, cred că trebuie refăcută această legătură telefonică, așa că merg aici la invitații din platou și îl întreb pe, nu știu, pe Ciprian Purice. Mai avem vreo șansă? Pentru că, de fapt, asta este România în ultimii 20-25 de ani. Dacă ai tolerat mafiotizarea imobiliarelor, a titlurilor acelea litigioase, ți-ai pus oameni de carton ca prefecți, ai pus oameni de carton, cum am avut în guvernarea PDL la toate acestea cu retrocedere, normal, unii s-au îmbogățit și așa și-au educat copiii. Doamna Crețulescu, eu sincer cred că mai avem o șansă și nu numai mai multe. În primul rând avem șansa cu acel jandarm
din povestea cu bombardierii, care i-a pus pe toți la punct. Și foarte și bine a făcut. Și dacă nu era jandarmul... Avem un, acel jandarm reprezintă o șansă. Mai e o șansă în cazul de față ca domnul procuror general, domnul Florența, că îi permite legea, să preia dosarul, fiindcă este de asemenea impact public, și să-l gestioneze parchetul general. Și mă îndoiesc că în țara asta câteva milioane pot influența la deciziile judecătorești sau ale magistraților la cel ce mai mare nivel. Dacă te prinde pe tine cineva cu trei jointuri și trei amfetamine la tine, îți mai dă drumul din orice secție de poliție din țara asta? Pe mine nu se mă prinde niciodată cu jointuri sau amfetamine. Reducem la absurd. Dar e clar că acolo, din, repet, e o informație confirmată doar dintr-o sursă, inclusiv ceilalți doi tineri erau în aceeași stare, da, cu acesta. Unul dintre ei era rudă și foarte apropiat cu șeful IPJ Constanța, adică și de cu asta, domnul Glugă. Pentru a nu se face un scandal și să se lase cu demisii, au fost trimiși acasă. Problema este că i-au crezut pe cuvânt. Pe bune? I-au crezut pe cuvânt cu acești copii. Pe bune? Și deci, domnul Glugă de ce mai e în funcție? Asta ar trebui să domnul întrebăm pe Predoiu, domnul Predoiu. De ce? E limpede, adică că numai acolo, Predoiu n-a aflat. Acolo, noi acum, sub restricție CNA, spunem că. Spunem dar e că... limpede că opinia personală și la mintea cocoșului acolo s-a intervenit de la cel mai înalt nivel ca să fie protejați toți cei de sus. Pentru că nu sunt protejați copiii în momentul și în care și nu reții copii... infracțiunea de consum de droguri. Hai să lăsăm treaba. Luis Lazaru, sper să te auzim. Ești în direct. Crezi că se mușamalizează povestea asta? Da, nu avem șanse cu această legătură telefonică. Merg la avocatul Cuculis. Cum s-a nimerit, domnule Cuculis, ca și la bombardier și la acest caz absolut tragic, să nimerim aceiași procurori, aceiași judecători și să acționeze la fel de bine în interesul cetățenilor acestei țări? Bună seara, doamna Cățulescu, mulțumesc pentru invitații, salut și pe invitații din platou și pe respectătorii dumneavoastră. Să știți că sunt tare multe lucruri de spus în legătură cu acest caz. Eu să știți că aș începe, și sigur că nu aici este cea mai mare problemă, dar și aici avem o problemă, prin a vă spune că atâta vreme cât polița băiatului ăstuia, care tot spuneți că este un vita mai magnatul, că familia are tot felul de afaceri, nu e chiar n-a putut să-și facă o poliță RCA valabilă și polițiștii... Vă spun eu de ce nu putea să-și o facă. Pentru că el conducea un Mercedes, cred că după vremea când tatăl meu se năștea, și astea nu mai respectă noxele, deci nu poți să-ți iei decât un RCA pe mega șpagă, nimeni nu-ți dă RCA la mașina aia. Eu... cred că se poate, indiferent de pe ce vreme este mașina, atâta vreme... Posibil, cât posibil dacă îi mai reglezi motorul, să-i faci RCA, dar alta era discuția. În momentul în care te oprește poliția și nu ai RCA, credeți-mă că vă ia numerele și nu vă mai lasă să plecați asta de acolo. Asta e cea mai mică problemă, dar dacă dumneavoastră ați avea jointuri și amfetamine în mașină, v-ar duce la secție. Ajungem aici imediat, evident că nu te mai lasă nimeni să pleci de acolo. Și să știți că am fost atent la discuția din platou cu invitații noastre și e normal să te ultragiezi, e normal să te pui în poziția respectivă și să te întrebi, dar dacă eu eram acolo sau un cunoscut de ai mei, ce s-ar fi întâmplat? Evident că nu mai ieșea de acolo, venea BCCO-ul și Dicotul te lua pe sus la audieri și dacă nu, cumva te trezești și cu mandatarea de vreo 30 de zile să te întrebe de unde ai tu drogurile respective, că poate ori destructura vreo rețea în sensul acesta. Pe partea cealaltă, o afirmație care tot așa pe mine m-a deranjat, dacă vreți, și sunt convins că și familia a fost la fel de deranjată, oricum, cred că tatăl este în continuare în șoc, adică m-am uitat la interviul cu el și pare atât de lucid încât e clar că este în șoc în continuare și nu înțelege ce s-a întâmplat. Apărerea vine și spune așa că sărăcuțul de el s-a fi intoxicat în mod nevoluntar și încerca cumva să scoată cămașa pe partea asta și să îi înlăture cumva orice fel de responsabilitate. Nu vă gândiți că o să meargă, nu se poate proba așa ceva. Absolut, el a intrat în atenția de Cotului acum un an și ceva, tot pe aceleași droguri, adică și i-au dat drumul și de acolo, nu i-au mai făcut dosar penal, deci clar există.
Și mie mi-este teamă că, știți că nu-i primul accident auto în care aude o posibilă mușamalizare. Sunt accidente auto în toată țara asta. Unde ați mai auzit vreun procuror să nu rețină consumul de droguri în speța asta, când până și predoiul de la Ministerul de Interne a zis să combate consumul de droguri? Păi dacă ăsta nu era drogat, la ce să-l mai combatem? Deci până și predoiul aflase că a consumat băiatul eu lucruri, numai că, procurorul n-a aflat. Eu să știți că nu cred în niciun caz în, să spunem așa, coincidente din astea nefericite. Eu cred că pur și simplu acolo a fost un abuz în serviciu și auzeam mai devreme, nu știu cine spunea despre GDPR în cazul numelui procurorului. Nu, n-au vrut să-mi spună cum îi cheamă pe procuror, înțeleg că e o procuroare. Dar vă spun că procurorul nu este o persoană fizică, el este reprezentantul Ministerului Public și de exercitarea autorității publice pe care o are, trebuie să-i cunoști numele, pentru că dacă vrei să-i faci o plângere, dacă vrei să faci o cerere, logic, dacă vrei până la urmă să afli cine instrumentează cazul respectiv, opinia publică are bine, dreptul acesta. Bine, mă întreb așa și noastră. Dacă domnul Viorel Gabriel Teliceanu nu avea vreo legătură și cu plângerașul ăla mic care înțeleg că era rudă cu cineva tare din poliție. Bun, vedem. Dacă asta e România, cu asta ne alegem, doamnelor. Și domnilor, a treia oară încerc la Luis Lazar în ultima oară. Luis, se va mușamaliza cazul ăsta în opinia ta, da sau ba? Mă auziți acum? Da, acum te auzim. Bun găsit. Doamne ajută! Cred că există un interes major să nu vorbesc pe la emisiune, pentru că ceea ce am să vă spun eu cred că o să vă surprindă un pic. În acest moment noi discutăm despre un cetățean care a făcut și el niște pantă în capătă și din vânză pe terenuri și care a crescut o beizadea, ușor drogată, care a fost prins de mai multe ori și care nu are niciun fel de problemă cu respectarea legilor, autorității, nu are niciun fel de stres. Și la final a omorât doi tineri, da. Da? M-auziți? Da, da, da. Și asta adăugam. Și la final a reușit să omoare doi tineri. Exact. Și deci discutăm despre un puștiulică ce a făcut o faptă absolut îngrozitoare. Niște părinți își bag acum în mormânt copiii din cauza acestui zebzec. Bun. Eu vă întreb ceva. Dacă în această țară nu ar fi existat această ofertă de consum de droguri care este protejată la cele mai înalte nivele în stat. Credeți că noi am fi fost în faza asta? Spuneam eu zilele trecute că ar trebui să se întrunească CSAT-ul și să declare consumul de droguri ca risc de securitate națională. Pentru că în acest moment se vând droguri în licee și directorii și profesorii și diriginții dau denumeri. În acest moment sunt prinși tineri la festivaluri cu droguri sau drogați sau chiar au decedat la diferite festivaluri și ni se spune că au decedat din cauza că au băut băuturi energizante sau alte aiureli și ne putem întreba ar fi existat o asemenea situație? Nu. De ce există droguri în piața românească? Pentru că am să vă dau un exemplu. În 2002 s-a întâmplat, deci acum 21 de ani, s-a întâmplat o afacere numită afacerea Cocaina Venezuela. Această afacere s-a derulat sub supravegherea DGIP și DGA și, desigur, a procurorilor Flavius Craznic și Muscalu. În esență, au trimis un tip în Venezuela să cumpere 6 kg de cocaină. A cumpărat cocaina și a venit pe aeroportul Otopeni. La aeroport l-a așteptat un cetățean care era, desigur, ofițer DGA și i-a solicitat servieta cu cocaină. I-a dat-o și n-a mai văzut-o nimeni de atunci. S-a făcut un dosar, s-a discutat unde sunt cele 6 kg de cocaină și nu s-au găsit niciodată. Acest ofițer DGA se numea Petre Pitcovici. Acest Petre Pitcovici va putea fi regăsit în dosarul Popoviciu, unde a și fost condamnat 2 ani cu suspendare, desigur. Va putea fi găsit mai departe în dosarul Sandu Chioru,
al cărui naș devenise, deși el de această dată era șef al structurii de operațiuni speciale a DGA, și el îl avertiza pe Sandu Chioru că are tehnică de ascultare în casă. Da. O poveste... Și acest Pitkovici va fi întrezărit și văzut împreună cu Simona Ciulavu în acțiunea de la Unifarm, când Ionel a căzut în baza ideii... Da, și a venit pandemia. Dar am aici o întrebare în platou foarte importantă și mulțumim lui Luis Lazar. Încurajează, domnule Bușoi, statul român consumul de droguri, deși în aceste conferințe, în aceste declarații publice, trebuie să facem, să-l combatem, dar nimic nu se întâmplă să-l combatem în real. Eu cred că există o determinare la nivel politic. Problema este că și mie și multora ni se pare că, din păcate, acest fenomen a luat o amploare și este momentul să se transforme într-o prioritate. Cine? Sunt și alte lucruri care sunt importante, evident, pentru justiția din România, pentru Ministerul Afacerilor Interne. În continuare trebuie să reformăm instituții, lupta anticorupție trebuie să rămână o prioritate absolută, dar, dincolo de prioritățile de până acum, mai multă atenție și mai multă implicare trebuie... Dar dacă se dovedește aici... Împotriva drogurilor. Da, în speța asta, dacă se dovedește că în cercul acela de la secția de poliție lângă tânărul Pascu drogat era și nepoțelul domnul Glugă, domnul Predoiu, de ce nu l-o fi demis azi? Păi, știți bine că nu poate lua o decizie decât după un control și după niște rezoluții, niște propuneri ale corpului de control. Dacă se dovedește că era și acel nepot, e o problemă de imagine serioasă. Dacă se dovedește că a intervenit sau că a existat o intervenție, evident că atunci putem vorbi și de minte. Plutonierul a văzut pe nepoțică, zicea, sigur te rețin nepoțică pentru droguri. Încă o dată, suntem cu toții extrem de... Vă amintiți cazul Caracal? N-au intrat în casa aia, autore. Extrem de mișcați și de impresionați de această tragedie. Eu cred că acest caz va putea fi și datorită dumneavoastră. Și mișcați, faceți ceva? Sau în primul rând dumneavoastră, acest caz nu va putea fi... mușamalizat. Nu trebuia, în primul rând, din cauza domnilor voastre, că pe domnile voastre vă plătim. Pe de altă parte, nu putem acuza niște oameni fără să existe niște dovești, niște informații clare. Ca jurnalist puteți ridica orice fel de întrebare. Nu vă supărați, l-au oprit poliția și acei polițiști care au dat drumul, trebuie să fie sancționați. Cum adică îl oprește? De două ori îl oprește poliția și omul ăsta tot scapă și mai era cu doi în mașină. Ăsta e un stat care nu funcționează dacă te oprești de două poliția și după aia te omori pe aia. Nu știu dacă ce nu înțelegeți? Urmăriți sau sunteți în acest sistem. Dacă nu ai niște dovezi, dacă nu ai un raport al corpului de control, nu poți da afară un funcționar public. Absolut. Va câștiga în instanță și doamna Crețulescu. Doamna Crețulescu va face o altă emisiune în care va explica... cum niște asta să fie oameni grijă. Se vor întoarce. Domnul Bușoi, deci, domnul Predoiu nu ia decizii din cauza doamnei Crețulescu. Vă asigur, cunoscându-l bine pe domnul Predoiu, că va acționa cu toată duritatea odată ce va avea duritate maximă la dispoziție. Doamna Brunsils, întreb și eu opoziția. Supoziții și, mă rog, și răutăcisme. Răutăcisme. Răutăcisme care duc la moartea unor domnului Predoiu, care în acest moment a acționat impecabil. Ferm. Doamna Brunsils, încurajează sau nu încurajează statul român la nivel de autoritate? De la ministrul de interne, ministrul justiției, șefii ăștia din poliție, procurorii și așa mai departe, consumul de droguri sau nu? Ați pus mai devreme o întrebare foarte importantă. Asta e România? Da, asta e România la care s-a ajuns. Și să mă ierte telespectatorii, că nu vreau să politizez o tragedie. Dar asta este România neputincioasă și un stat inert la care s-a ajuns după toți acești ani în care am promovat pe cine nu trebuia, în care am politizat excesiv, în care ne-am adus rudele, în care am angajat oameni așa după ureche, uitând de meritocrație și primând alte interese și alte relații. Și uite unde am ajuns. Asta e România în care noi tolerăm relații între infractori și polițiști, între infractori și magistrați. Le tolerăm, ne facem că nu le vedem, că ne este frică să le semnalăm, că cine știe ce ni se întâmplă, mai nu de alta. Să nu vedem pe nepoțică în secție, nu? Și atunci la ce să ne așteptăm? Ne așteptăm, iată, că ne mor copiii nevinovați,
pe stradă. Au murit doi copii și alți câțiva sunt răniți. Aș vrea și un răspuns cineva oficial. Trebuie să răspundă, cine erau cei Crețulescu? Doi tineri care îl însoțeau pe tânărul Pascu în secția de poliție? Și dacă unul are legături de rudenie cu... Dacă dumneavoastră, mass media, dacă noi, politicienii din toate partidele, dacă ONG-urile, societatea, permitem ca această tragedie să fie mușamalizată, înseamnă că noi permitem ca pe viitor să se repete același tip de tragedii și cu copiii noștri. Din toată treaba asta trebuie să învățăm cu toții. Guvern, haideți să ieșim odată să stabilim, nu ne facem, este subiect tabu. Drogurile sunt subiect tabu, nu face nimeni împotriva lor nimic. Doamna ministru al justiției. Absolut impresionat de tragedie. Firesc să fie așa, dar mai și fă ceva. Doamna ministru al justiției a ieșit și a făcut o declarație. Doamna ministru a ieșit și a făcut o declarație puternică, vocal și în cuvinte. Nu avem toleranță. A ieșit și în fața conferinței de presă și a spus același lucru. Nu avem, nu arătăm toleranță. Toleranță zero. Hai să vedem cum se manifestă acest lucru și ce facem de azi înainte. Bine, nepoțică, avem toleranță zero. Breaking news acum. Ei bine, doamnelor și domnilor, apropo de toleranță zero, 10 de oameni protestează și cer să se facă dreptate după ce tânăra mamă a murit cu zile pe patul de spital din Botoșani. Între timp, 3 angajați au fost suspendați din funcție. Este vorba despre medicul, asistenta și infirmiera care erau de gardă în seara respectivă. Alina Iosif dă informația momentului. Bun găsit, Alina! Doamnelor și domnilor, sute de oameni protestează la acest moment pe străzile din municipiul Botoșani, mers spre maternitatea Botoșani. Protestează pentru Alexandra, tânăra de 25 de ani, care a murit după 7 ore de agonie pe patul de spital. Oamenii spun că vor dreptate, vor să se facă dreptate, vor ca cei vinovați pentru moartea Alexandrei să fie trași la răspundere. Este o mobilizare ca la carte pe străzile din Botoșani, după cum puteți observa și dumneavoastră. Tânăra de 25 de ani, mamă a 3 copii cu vârste între 1 an și 6 ani, a murit la maternitatea din Botoșani după ce a agonizat 7 ore. 7 ore în care a cerut ajutorul medicilor, în care a spus că nu mai poate și că trebuie să se intervină, dar nimeni nu a ajutat-o. Dreptate pentru Alexandra, vedeți și dumneavoastră. Oamenii sunt extrem de revoltați la Botoșani. Sunt îndurerați și revoltați și vor să se facă dreptate. Cer ca Ministerul Sănătății să intervină în acest caz, pentru că au fost situații similare și în trecut la maternitatea de aici, din Botoșani. Astăzi Alexandra a fost condusă. Da, Alexandra a fost condusă astăzi pe ultimul drum. Ne cere scuze pentru aceste probleme pe sunet, dar am vrut să vă arătăm indignarea oamenilor, pentru că probabil și cineva la Botoșani a spus, domnule, toleranță zero. Toleranță zero, dar din păcate nu se întâmplă. A fost toleranță zero și la Urzicene, acolo unde acea tânără a fost lăsată să moară în să nască, mă iertați, în fața spitalului. Da, era un spital local, n-avea cadre medicale, avea mai mulți personal TESA, de asemenea primarul făcea afaceri să-l renoveze, dar nu făcea acte medicale acolo, adică unii se îmbogățesc, mafiotizăm și, de fapt, nu ajungem nicăieri. Poate o să ajungem undeva în cazul pensiilor, pentru că, trebuie să vă informez, suntem pe 21 august, practic data de la care trebuie să înceapă negocierile la Bruxelles pe chestiunea pensiilor și mai ales pe chestiunea pensiilor contributive, care e procentul de index și dacă le recalculăm sau nu. Bianca Ogarcă ne explică. Bun găsit! Bună seara, bun găsit tuturor! Premierul Marcel Ciolacu împreună cu alți 3 miniștri, printre care și ministrul muncii, Simona Bucura Oprescu, vor merge la sfârșitul acestei luni la Bruxelles pentru a discuta cu reprezentanții Comisiei Europene. Vor dezbate, în primul rând, reforma pensiilor speciale, o reformă care știm foarte bine că deocamdată bate pasul pe loc. În urmă, cu câteva săptămâni, judecătorii CCR au decis că această lege are mai multe aspecte de neconstituționalitate. Drept urmare, au hotărât să o întoarcă în Parlament. Bineînțeles că trebuie să treacă din nou de comisiile de specialitate, astfel încât să fie modificată în
concordanță cu cerințele Curții Constituționale. Ei bine, în această perioadă se pregătesc noile amendamente la lege. Au venit cu propuneri atât cei de la Ministerul Justiției, cât și cei de la Ministerul Muncii. Iar sursele noastre ne-au dezvăluit că săptămâna aceasta vor continua discuțiile tehnice între Ministerul Justiției și Ministerul Muncii pe aceste noi amendamente. Mai mult decât atât, ne așteptăm ca tot săptămâna aceasta Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu să aibă mai multe întâlniri de lucru legate, atenție, de legea pensiilor publice. Așadar, guvernul își pregătește în această săptămână strategia înainte de discuțiile cruciale ce vor avea loc la Bruxelles și de care depind, bineînțeles, banii românilor. Mulțumesc mult, Bianca Ogarcă. Explicați-ne, domnule Bogdan Matei. Domnul Bogdan Matei este reprezentantul PSD-ului. Ce se va întâmpla? Adică ce mai negociem și cu ce ne ducem acolo? Pe două chestiuni esențiale. Indexarea. Aici avem așa, 3%, între 13% și 20%. Cam care, pe unde vă duceți? O spre 13%, ori spre 20%? De dorit este să ne ducem spre 20, dacă bugetul ne va permite. Însă sunt două probleme majore. Este prima legată de pensiile speciale, pentru că va trebui să rezolvăm această problemă în acord cu decizia Curții Constituționale, iar Parlamentul își va începe activitatea pe data de 4 septembrie, ori până atunci cele două ministere, atât Ministerul Muncii cât și Ministerul Justiției, trebuie să se pună de acord cu privire la amendamentele ce vor fi formulate. În ceea ce privește pensiile pe contributivitate, în acest moment nu este nicio decizie finală cu privire la indexarea acestor pensii, așa cum a spus și dumneavoastră. Asta și în contextul ceea ce va urma ca și negocieri cu Comisia Europeană, dar și previziunile pentru bugetul din 2024. Vă rog, domnule Bușa. Sigur, cea mai importantă negociere care va avea loc la Bruxelles, premierul, ministrii pe care ați menționat, e cea legată de deficit. Dacă ni se permite să trecem pe acest deficit de 4,4, și aici sunt două zone de și dacă decizie. Dacă nu ni se permite, ce faci? Păi, pe de o parte, trebuie vorbit cu Digi Recovery pentru că este parte din PNRR și riscăm să pierdem bani din PNRR. Dacă... Și evident cu vicepreședintele Dombrovskis, pentru că este o regulă a Uniunii Europene. Putem pierde banii din PNRR și ni se pot tăia și fonduri europene. Oricum i-am pierdut că nu i-am cheltuit până acum, asta la BNR. Bun, faptul că nu i-am cheltuit nu înseamnă că nu o să-i cheltuim. Eu cred că e important să-i avem, să nu-i pierdem. De asemenea, cred că în contextul războiului, în contextul cheltuielor care le-am făcut cu Ucraina, putem găsi înțelegere la Comisia Europeană. Aici nu-i toleranță zero? La ce? La nemuncă, că înțeleg că nu fac funcționarii proiecte să-i cheltuim. Proiecte s-au făcut, ele vor dura, mai ales marile proiecte, cele 27 de spitale, autostrăzile, lucrările de infrastructură. Nu există așa ceva. Există, au început, e o listă aprobată, au început să facă procedurile de achiziție. Spitale? Ne bucurăm și noi. Păi, de exemplu, Ministerul de Interne, că am tot vorbit, e în plină procedură de achiziție pentru nou spital Gerota. La Timișoara... Asta există, dacă faceți unul nou. Nu. E o casă nouă pentru Aur spital. Aur va face, deja să știți, noi prin programul nostru de guvernare ne-am asumat să facem spitale Cluj, județene peste tot, în toată țara. Să guverneze. Deocamdată responsabilitatea este a actualei coaliții de guvernare, care vă asigur că face aceste lucruri. Doar că pentru proiectele mari, știți bine, acum... Nu știu. Ca să faci o investiție de câteva zeci sau sute de milioane, durează 3-4 ani. Și acest lucru, dacă durează 4 ani, am pierdut toți banii. Nu. Suntem la limită. Dacă terminăm în 2026, este în regulă. Și o să mai fie PNL-ul? Sau cine să termine? Sau ce să termine? Că asta e întrebarea noastră. Investițiile asumate în PNRR. O să-l ajut eu pe domnul Bușoi. E centrul de transplant de la Cluj. Acolo e de vreo 100 și ceva de milioane. Parcă în construcția unui centru de transplant nu e pe lista PNRR. Este... cel de neuro, centrul de transplant, probabil că va intra pe programul operațional sănătate. Așa, și mai avem pe transporturi și cale ferată și autostrăzi, numai anul ăsta vreo 10 miliarde de euro alocați, din câte vedem se lucrează, sperăm să dar și nu, cheltuim. Din PNRR, că și pe PNRR o parte, PNRR. Fonduri de coeziune. Asta ca să-l ajut pe domnul Bușoi, că l-am supărat cu dovezile din cazul de la Constanța. Cel puțin lista celor 27 de spitale este clară. Eu vă spun că toate aceste obiective au început, va dura o perioadă, la fel
investițiile de la Ministerul Transporturilor, care se mișcă în ritm rapid. M-aș bucura ca în viitoare emisiune să-mi spuneți cu nume și prenume obiectivele, ca să nu fiți la secret ca procuror. Vi le pot spune acum, dacă vreți, dacă îmi permite. Stai să vedem concluzia. Am înțeles. Dacă îmi permite și mie să vă spun că vin de pe teren unde m-am întâlnit cu foarte mulți oameni, nimeni nu mai crede nicio listă și niciun politician. Și pe noi le vine oamenilor greu să ne mai creadă, și asta pentru că au fost atât de mințiți și de duși cu vorba, cu liste, cu spitale regionale, cu spitale de alealte, cu mărite de pensii. Nu-i crede nimeni. Nu ne mai crede nimeni. 150 de miliarde de bani. Aceste obiective se vor face pentru că sunt bani PNRR, sunt bani europeni și riscăm să-i pierdem. O să cu această idee optimistă ne oprim aici. Le mulțumesc invitațiilor din această seară și merg la Dragoș Bistricianu. El chiar are proiecte și o să vă spună despre ce. Bună seara, Andreea, bună seara, stimați telespectatori. Nu doar proiecte, stimați telespectatori, ci și dezvăluiri extrem de importante. Părinții tinerilor omorâți de beizadeaua drogată vor face noi acuzații. Vor fi în direct, imediat. Cum a lăsat poliția să scape și să ucidă după ce l-a oprit? Legalitățile făcute de criminal și ignorate de poliție. L-au prins cu droguri în mașină și l-au lăsat liber. Criminalul fusese prins cu droguri și la mol, dar procurorul și judecătorul l-au scăpat. Vă-ți vedea imediat ce s-a întâmplat în acel dosar. Au avut comandă magistrații să nu îl condamne. S-a drogat tânărul cu nepotul șefului din Poliția Constanța. Este întrebarea momentului și vă rezvălui cele 5 greșeli făcute de polițiști chiar în noaptea tragediei. Intervine imediat și un fost șef al poliției rutiere cu dezvăluiri extrem de importante. Și tot în câteva momente, unul dintre tinerii care a scăpat din carnagiu rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat în timpul tragediei comise de Beizadea? Familia Beizadelei a atentat la viața Monica Itatoiu. Cine sunt părinții acuzați de cămătărie și abuzuri? Oamenii distruși de dobânzile imense puse de familia Beizadelei. Legătura lui Clotild cu familia Beizadelei ucigașe. Generalul din poliție care anunță cum ar putea să scape drogatul. Două jurnaliste investigatoare vin cu dezvăluiri din anchetă. Judecătorul a trecut cu vederea consumul de droguri. Vor pensii mari, dar lasă criminalii să facă legea pe străzi. Demascăm planul familiei criminalului pentru a-l scoate din arest. Iar Ion Cristoiu face dezvăluiri despre conflictul momentului. Îl veți auzi în doar câteva momente. Rămâneți cu noi!